Este ea? Este Halvița. Ia Halvița, neamule. Astăzi vă promit că ați învățat ceva bun. Să faceți această Halvița la voi acasă fără să aveți probleme. Halvița ne umple de energie. Vă salut, prietenii mei, bărbați. Astăzi o să vă prezint rețeta de Halvița de casă. Cum să pregătiți la voi acasă Halvița, cea de toate zile pe care o cunoaștem cu toți. Încep rețeta, urmăriți-vă cu atenție. Vă prezint pe scurt ingredientele, sunt foarte ușoare și începem cu pregătirea. Aici avem zahăr, 400 de grame de zahăr. La jumate din cantitatea de zahăr de miere am folosit eu, 200 de grame de miere. Puțin suc de lămâie, 2 linguri de lămâie. Și eu o să folosesc astăzi nuci. Puteți să folosiți nuci, alune, fistic, tot ce vreți. Ce am făcut cu nucile? Puteți să le băgați 15 minute la cuptor, la 200 de grade să lăsați să usuce, să se coacă puțin, sau procedați ca mine. Le-am pus aici într-o tigaie, le-am lăsat 10 minute până s-au prăjit puțin, le-am scos și aici le avem. O să folosim apă, 50-100 de grame de apă și 2 albușuri de ou. Și un praf de sare. Ce facem? Punem albușurile aici, adaug un praf de sare și începem să le batem spumă. Ups, Emilică! Perfect. Acum când albușul este aproape bătut, ce fac? Din cantitatea de zahăr, iau aproximativ așa o lingură, 2 linguri și le punem aici peste albușuri și continuăm să le batem spumă bine. Nu vedeți cum s-a făcut? L-am bătut tot. Lămâia n-am pus-o aici, puteți să-i puneți lămâia dacă vreți, la fel aici. Și acum începem să vă explic. Eu o să procedez puțin diferit și pe parcurs vă dau mici informații. Iau aici o tigăiță și o punem la foc. Prima dată ce o să facem, o să pun mierea la foc. Eu o pun aici la foc. Curățăm bine lingura așa și dacă mai rămâne ceva, ne bucurăm de proprietățile mierii. O mâncăm crudă. Bun, eu am încălzit-o până la 120 de grade Celsius. Vreau să vă spun, dacă n-aveți termometru, o lăsați după ce începe să fiarbă, o lăsați aproximativ 2 minute să ajungă. Și acum, prima dată luăm mierea fierbinte, dăm drumul încet la mixer și o turnăm aici încet. Filmează de aproape, te rog. Vedeți? Așa. Eu am terminat cu mierea. Lăsăm aici aragazul, v-am spus. Mierea, 120 de grade. Acum trecem cu zahărul. Pun o tigaie la foc. Îi adăugăm zahărul. Așa. Adăugăm aici 100 de grame de apă. 100 de mililitri de apă. Să vedeți ce halvițe de calitate scoatem aici, prietenii mei gurmanți. Halvița ne dă putere. Hopala! Ne dă putere, ne dă energie. Și acest sirop trebuie să-l aducem până la 155-157 de grade Celsius. Dacă n-aveți termometru, eu o să-l măsor și vă spun câte minute trebuie să lăsați la fiert și îl amestecăm aici peste albușuri. Și cam atâta am avut noi de muncă astăzi. Să vedeți ce rețetică simplă vă prezint. Bun, acum când a început să fiarbă, eu o să pun termometru și o să vă spun exact câte minute fierbe. Am aragazul la un foc moderat. De la 1 la 9 l-am pe 6 și vă spun câte minute trebuie să fiarbă în cazul în care n-aveți termometru ca să ajungem la 155-157 de grade Celsius. După care l-amestecăm aici. Stați cu mine. Vedeți, acum când s-a topit tot zahărul, s-a amestecat, e transparent, eu îi adaug sucul de lămâie. O lingură de suc de lămâie. Uite, nici nu le pun pe tot. O lingură de suc de lămâie. Astfel nu se zaharisește zahărul nostru și o să scoatem o halviță un pic mai cremoasă. Dacă vreți să o scoateți tare, cum e turonul mai tare, evităm lămâia, lămâia nu mai punem deloc. Am dat focul mai tare la sfârșit, 10 minute l-am lăsat, am focul pe 8, mi-a ajuns la temperatura dorită, deci lăsați 10 minute, uitați, așa. Și acum, cu mare atenție, zahărul încins este foarte periculos, prietenii mei gurmanți, dragii mei prieteni, să nu ardeți. Și acum începem să procedăm la fel, dăm mixerul mai încet să nu introducem mult aer și hop. Îl pun pe marginea la castron să se prelingă încet, așa, uite, filmează acolo, să vadă prietenii mei gurmanți. Vedeți ce frumos? Și eu așa l-amestec. Ia să vedem, ca să vă arăt voi imediat ce textură are. O să vă arăt cu o lingură. Ole! Ole, Sebastiane, ce alviță faci tu aici? Ia alvița, neamule! Și acum ce fac? Las mixerul și adaug nuca. Aici puteți să puneți nucă, puteți să o amestecați cu alune. Dar este important să le prăjiți înainte, să fie prăjite, să fie uscate. Eu cred că o să mai pun, pregătisem doar 220, cred că 300 de grame de nucă ar veni bine. Asta nu e important, fiecare le puneți după gustul vostru. Vreau doar să vă arăt ceva. Și acum să vedeți ce surpriză v-am pregătit, vă arăt cum să le puneți în ce vasuri. Am luat o cutie de lapte și am tăiat-o și am făcut formă. Imediat vă arăt cum o să-l punem să se răcească. Asta este consistența compoziției. Eu am mai adăugat nuci, 300 de grame de nuci aproximativ, eu vă las ingredientele. Ce a făcut domnul Sebastian? Am luat o cutie de lapte, cum vedeți așa, și am tăiat-o pe jumătate. Aici am pus puțină folie de plastic, de bucătărie, așa să nu se lipească. Și am tăiat un napolitan, așa frumos, să intre aici. O să punem unul jos și unul sus. Asta ar fi o idee simplă ca să vă faceți voi formele acasă. Da? Este o simplă idee. Și acum eu o să umplu prima dată această formă.
O faceți cât vreți, mai groasă, mai subțirică și deasupra punem cealaltă napolitană tăiată. Acest napolitan se găsește cu ușurință în comerț în ziua de astăzi. Îl lăsăm să se răcească la temperatura camerei, după care îl pune la frigider minim 3-6 ore, dacă puteți să lăsați peste noapte, mai bine. Eu continui să umplu celelalte forme. Prietenii mei curmați, cameramanul a gustat după castron și aud, mamă, originality. Deci, astăzi iar mâncăm bine. Ea știe că ce face Don Sebi aici e mereu originality. De aceea vă spun de multe ori, uitați tot ce ați învățat și pregătiți. Cum vă arată Sebi, prietenii mei curmați, să vedeți de ce halviță ne bucurăm noi mâine. Vedeți? Am pus-o, o lăsăm la temperatura camerei, după aia la frigider peste noapte sau minim 3-4 ore. Și trecem la momentul cel mai așteptat. Dacă ești nou pe canalul meu, prietenul meu urban, abonează-te la Sebi Acasă, urmărește-mă TikTok, Facebook, Instagram, la Sebi Acasă și nu pierzi nicio rețetică interesantă. Este ea? Este halvița. Prietenul meu urban, am lăsat-o doar 2 ore, nu știu dacă a trecut 2 ore la frigider, încă nu s-a răcit de tot, dar eu vreau să termin video. Așa. Una. Gata, prietenii mei gurmani, eu n-am lăsat-o să răcească prea mult, cea mare stă la frigider ca să termin video și acum vă arăt cum a ieșit, aldo, frumoasă și acum trec la momentul cel mai așteptat. Ia halvița, neamule! Astăzi vă promit că ați învățat ceva bun, să faceți această halviță la voi acasă fără să aveți probleme. Cu astea spuse, prietenii mei gurmați, oriunde v-ați aflat că ciubiți și pregătiți halviță la voi acasă. Bye, bye! Primește-o, Doamne, și pasta! Vă pup, prietenii mei gurmați, sunteți iubiți!